Cercetătorii chinezi au constatat că ejacularea este dăunătoare. De câte ori ejaculezi pe săptămână? Într-o 20 de ori. Unacceptable! Și nu e dăunător? Nu. Nu simți că te afectează? Pierzi din vitamine? Nimic. The fuck? Yeah. Cum se manifestă partenera ta? Țâpă tare. Cercetătorii chinezi au constatat că ejacularea este dăunătoare. Ce părere ai despre asta? Bă, este dăunătoare deloc, mai ales dacă e făcută cu continență. Oh, no. Și dacă e făcută în exces? Duce la o scurgere de energie încât rămâi vlăguit. Wow. De câte ori ejaculezi pe săptămână? Să fii sincer. Momentan nu ejaculez în niciun fel. N-ai parteneră? N-am parteneră. The fuck? Yeah. Ești virgin? Nu-s virgin, sunt continent. Me. You're really fucked. Me. Continent, adică îmi place să fac amor fără ejaculare. This sucks more than anything that has ever sucked before. Practic, faci sex, dar acest act nu se sfârșește? Exact. Dar pentru partenera ta? Pentru partenera mea, oricum, ea nu există. Dacă nu a existat, ea oricum e într-o plăcere continuă. Ea poate avea multiple orgasme. Dumneavoastră, de câte ori ejaculați pe săptămână? Ce-s cu glumele astea? Mai glumim și noi. Dar ne puteți da un răspuns? E dăunătoare? Eu sunt ziarist de meserie și știu capcane de genul ăsta. Dumneavoastră, de câte ori ejaculați pe săptămână? În ciuda vremurilor bune. 3-4 ori. What did you say, nigga? Pe săptămână? Și nu considerați că e dăunător? Nu pierdeți din vitamine? Da, dar recuperăm. Cumpărați vitamine? Ca să puteți ejacula? Nu. Cum ascundeți fapta? Mulți bărbați mi-au spus de prosop. Da? Da. Vă tremură mâna? Nu. Puteți să ne arătați? Nu vă tremură mâna. Da, în palmă vă crește ceva? Nu păr. Nu pot să crească. Ha 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 ha!